Silviu, vreau să te întreb, după pauză vom detalia cu niște amănunte incredibile. Aș vrea să te întreb cum s-a întâmplat astăzi. Înțeleg că v-ați întâlnit la școală, tu cu mama copiilor, a fost un dialog între voi. Și înțeleg că aceste amănunte n-au mai apărut încă. Nu a fost niciun fel de dialog între mine și mama copiilor mei. Copilul a ieșit de la școală, mama era în curtea școlii așteptând copilul. Eu eram pe domeniul public în afară. Copilul a venit înspre mine, se trăgea de mamă. De fapt, voi aveți imagini acolo, deci nu le dați, ca să vedeți ce s-a întâmplat. Da. La un moment dat, copilul vine la mine, mama strigă înspre copil, dar nu-mi dai și mie un pupic? Copilul strigă, nu dau nimic. Eu iau atitudine cum părinte responsabil și sunt rău frumos. În momentul ăsta se trebuie să dea un pupic mamei, da? Și o îmbrățișare. Se întoarce copilul, se duce la mamă, nu uită pupic, se întoarce așa cu obrazul, pupă masa, cum e și normal de altfel, și îl prinde de mână pe copil imperativ și spune, dar de ce nu vrei să vii la mine? De ce nu vrei să stăm puțin de vorbă? Și zice, pentru că tu mă bați. Pe ce, eu te-am bătut? Da, tu m-ai bătut. Și tatăl nu te-a bătut la liceu tărătic național, când ai tu la veteran, nu te-a bătut. Nu, zice, nu m-a bătut. I-ai dat tu șpagă la profesoara să mintă că m-a bătut. Ăsta a fost dialogul, după care noi am urcat în mașină, pentru că nu vreau să fac circ pe domeniul public. Totuși, e domeniul public, sunt și alții pe acolo, nu e o chestie privată. Ne-am urcat în mașină și am plecat. Asta a fost tot ce s-a întâmplat azi. N-am avut niciun fel de dialog cu doamna mama copilor mei și nici nu vreau să am vreodată dialog. Bun, pe de altă parte, lucrurile evoluează. Tu ai aruncat niște informații ieri, după care ea a venit și a avut o explicație în legătură cu această secvență în care reamintim, cel mic filma când cel mare era legat în pat și țipa, mama era lângă el ca și cum l-ar fi blocat, îi spunea că a spart niște lucruri, spunând că, de fapt, cel mare voia să facă un gest necugetat, cel mic cumva era acolo, îl salva. Cum interpretezi această explicare a lucrurilor de către Adriana? Nu am ce să explic. Femeia e dusă cu capul grav. Te rog să nu o jignești. Nu e o jignire, e un adevăr. De ce copiii nu se comportă în felul ăsta la mine acasă? De ce eu nu trebuie să-i leg de mâini și de picioare să mor cu curul pe ei ca să fie cu minți? De ce, de exemplu, de când sunt la mine, copiii și-au redresat comportamentul în școală? Asta puteți să aflați de la diriginta lui Maximus, care astăzi m-a sunat și m-a felicitat pentru că a avut dialog cu Maximus și a rămas surprinsă câtă matematică știe copilul, diriginta copilului fiind profesoară de matematică. Sigur. Bun. De ce, de exemplu, Eduard a fost felicitat de către învățătoarea lui, care a spus că a rămas absolut consternată, nu-i venea să creadă. Un copil care dormea cu capul pe masă de la 8 la 10, acum colaborează, scrie, perfect, citește și a primit foarte bine la matematică. Silviu, ne întoarcem după scurtă pauză. Cu mare drag, ne întoarcem când dorești. Revenim.